Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Preacuvioasă Maică Stareță, înalt preacucernice Părinte Consilier, preacuvioși părinți, preacucernici părinți, dragii noștri credincioși, iată ne-am vrencit Dumnezeu ca în seara aceasta să ne adunăm aici la Mănăstirea Vic. Am venit să prezluim pe unul dintre cei mai mari, cel mai mare om născut din femeie, după cum spune Mântuitorul Iisus Hristos pe Ioan Botezătorul. Doamne, oare ce înseamnă numele de Ioan? Numele de Ioan înseamnă darul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu. La noi, la români, se spune că Ioan e nume de slugă, adică o slugă bună, o slugă pe care o iubește orice stăpân. Și se știe că nu e ușor să fii slugă, dar dacă îți faci rânduială așa cum trebuiește, te iubește toată lumea. Și dar iată, Ioan Botezătorul a fost de la început, prin numele care i l-a pus Zaharia, care a avut un semn de la Dumnezeu, care a rămas mut până când a scris pe tăbliță, Ioan se va chema numele lui. Și dar Ioan Botezătorul este trimis de Dumnezeu ca să pregătească calea lui Dumnezeu și să-l vestească, să-l pregătească calea venirii Mântuitorului Hristos Iisus pe pământ și în lume. Dragii mei, oare ce misiune importantă a împlinit Ioan Botezătorul? El striga și spunea peste tot, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Cu toții știți ce înseamnă pocăință? Pocăință înseamnă a schimba viața din om păcătos în om plin de virtute, un om care împlinește voia lui Dumnezeu și poruncile lui Dumnezeu. Nu înseamnă să fii pocăit sau să te pocăiești să schimbi credința. Așadar, iată, Ioan striga acolo la Iordan și spunea tuturor să se întoarcă la Dumnezeu. Și era aspru, avea o vorbă aspră, deosebit de aspră, și s-a adresat cu cuvinte grele, pui de năpârci, pui de vipere, faceți roade vrednice de pocăință. Și veneau la el tot felul de oameni, veneau și soldați, veneau și dregători, și tuturor le spunea să împlinească legea, să se mulțumească cu ceea ce este rânduit pentru ei. Dar iată că Ioan Botezătorul, după ce și-a împlinit misiunea sa pe pământ, iată, are de îndurat și are de răbdat din partea unui dregător care se chema Irod. Pentru că el era atât de vehement, era atât de hotărât și nu se rușina de nimeni și spunea drept în față ce avea de spus. Și iată ce îi spunea lui Irod, nu ți este îngăduit să ai de soție pe soția fratelui tău Filip. El a fost închis în închisoare pentru acest lucru, din cauza soției sale Irodiada, care și-a pus în gând să-l termine pe Ioan Botezătorul. Și știți toată rânduiala, știți ce s-a întâmplat cu el atunci când Irod a făcut un ospăț și a chemat pe toți dregătorii, pe toți prietenii lui acolo și dansa fiica Irodiadei Salomeia frumos și Irod i-a promis să încerc ce vrei, cu jurământ că am să-ți dau ceea ce ceri. Și a întrebat pe mama sa, mama i-a zis
să cer capul lui Ioan Botezătorul. Și Irod, datorită faptului că a făcut jurământ, deși câteodată coborea în închisoare la Ioan și l-a ascultat cu multă plăcere și cu mult drag. Iată, dragii mei, a avut de ales să dea bine celor care erau cu el la masă, să dea bine oamenilor sau să dea bine lui Dumnezeu. Așa cum facem noi de cele mai multe ori. Totdeauna suntem înclinați să împlinim ceea ce credem că e bine înaintea oamenilor. Totdeauna suntem oarecum înclinați să facem ceea ce credem că oamenii ne-ar lăuda și le-ar place, deși înaintea lui Dumnezeu nu este plăcut. N-avem curaj niciodată să spunem că nu ți este permis să faci aceasta sau aceea. Chiar și în familie și părinții suntem prea indulgenți de cele mai multe ori. Dar nu numai în familie, ci în societate. Și mai ales în zilele noastre, când vedem ce se întâmplă. Când vedem că unii vreau să le schimbe toată rânduiala, toată tradiția și chiar și credința noastră și rânduiala noastră românească. Prea puțin dintre noi au curajul să spună nu ți este permis sau nu vă este îngăduit să vorbiți sau să dați o lege sau să faceți ceva ca să ne schimbați rânduielile noastre strămoșești și să schimbați ceea ce poporul român a împlinit de-a lungul veacurilor. Așadar, iată că sărbătoarea aceasta a lui Ioan Botezătorul, a tăierii capului Ioan Botezătorul, ne îndeamnă să avem curajul și să fim hotărâți totdeauna, să fim uniți la oaltă și să luptăm împotriva răului de pe fața pământului și să nu permitem nimănui să ne schimbe rânduielile și să nu ne fie rușine că suntem creștini, să nu ne fie rușine că suntem români. Dragii mei, mi-a pus întrebare oare de ce Mântuitorul Hristos nu l-a scos pe Ioan din închisoare. Iisus a făcut multe minuni și putea să-l scoată pe Ioan din închisoare. Nu l-a scos, dragii mei. Pentru că Dumnezeu și-a încheiat misiunea cu el. Și de aceea l-a chemat la el. Dar, iată, el este acolo în împărăția cerului. Este acolo de-a dreapta lui Dumnezeu, împreună cu Fecioara Maria, cu Maica Domnului. El și-a terminat misiunea pe pământ. Oare, dragii mei, când ne va chema și pe noi Dumnezeu acolo? Oare cum se va sfârși viața noastră? Oare cum am dorit să murim ca Ioan Botezătorul împlinind misiunea noastră și împlinind dreptatea lui Dumnezeu pe pământ? Sau împlinim dorințele semenilor, dorințele oamenilor celor răi și a slujit diavolului? Să știți că dăm slavă lui Dumnezeu și mulțumim lui Dumnezeu, pentru că iată suntem în seara aceasta aici și am venit la rugăciune. Este o zi de doliu, o crimă nedreaptă, o crimă deosebită asupra unui om al lui Dumnezeu, cel mai mare om născut din femeie. Iată că Dumnezeu îngăduie și oamenilor săi, cei aleși, să aibă parte de suferință și de o moarte ca și aceasta. Așa să nu vă supărați, dragii mei, că de azi veniți la mănăstire aducându-vă necazurile, aducându-vă problemele, aducându-vă dorințele la mănăstire și
Și ducându-le și punându-le mâna lui Ioan Botezătorul să le ducă la Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Ar veni fiecare cu necazul dumneavoastră. Și de aceea puneți-vă nădejdea în Dumnezeu. Și indiferent ce aveți, fiți tari, fiți puternici, fiți hotărâți. Puneți piciorul în prag și nu lăsați să joace și să-și facă de cad răul în jurul dumneavoastră. Și Ioan Botezătorul, iată, îl salută pe Mântuitorul Iisus Hristos încă de la vârsta de 6 luni. Când Fecioara Maria, iată, merge în vizită la Elisabeta. Iată că de atunci încă Ioan Botezătorul era împreună cu Mântuitorul Hristos, pe care îl vestește și îl salută prin semnul acela în pântecele Maicii sale. Și de acolo, de undeva de sus, din cerul cel de sus, Ioan Botezătorul, iată, este și cu noi astăzi. Maica Marina, iată, a fost chemată de Dumnezeu să zidească o mănăstire aici, la Bic. Și a pus hramul adormirii Maicii Domnului, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorului, a Sfintei Trăimi. Marina, de la Maria, alte mănăstiri poartă avramul Sfântului Ioan Botezătorului. Și Ioan Botezătorul este acela care are grijă de multe mănăstiri, care patronează multe mănăstiri din țara aceasta românească. Mulți creștini poartă numele de Ioan. Dar, dragii mei, trebuie să-ți potrivești dacă te cheamă Ioan. Să-ți potrivești viața cu Sfântului a cărui nume-i porți. Iată, în seara aceasta, fără să vreau, fără să cred, fără să mă gândesc, că va trebui să vă spun un cuvânt de învățătură. Va trebui să grăiesc ceva în numele lui Dumnezeu pentru toți cei mulți care ați venit astăzi aici. La Sfântă Mărie erau mai numeroși creștini, dar ați venit și în seara aceasta și să știți că nu o să mergeți cu mâna goală de aici. O să mergeți cu binecuvântarea și cu ajutorul lui Dumnezeu. O să mergeți cu grijă, ocrotirea acestui mare sfânt, Ioan Botezătorul, înainte mergătorul Domnului. Multe s-ar putea vorbi despre el. Mântuitorul Hristos era trist, era necăjit când a auzit că i s-a tăiat capul lui Ioan Botezătorul și s-a dus în pustie să se roage. Și iată, l-a urmat mulțime multă de oameni. De dimineața și până seara, iată, le-a grăit cuvântul lui Dumnezeu. Oare ce le-a grăit? Sfânta Scriptură ne povestește numai de înmulțirea pâinilor, 7 versete. Oare ce a vorbit o zi întreagă? Nu scrie nicăieri, nu scrie în Scriptură. Este vorba de tradiție și a rămas prin viu grai. Așa că nu dați crezare celor care vorbesc că numai Scriptura, dar și cuvântul lui Dumnezeu care e cuprins în Sfânta Tradiție. Și Iisus, iată, după ce a săvârșit minunea mulțirii pâinilor, i-a obligat pe apostol să treacă marea dincolo și el s-a retras în munt să se roage în singurătate. Dragii mei, ne-a retras și noi aici. Nu putem spune că în singurătate. Că atunci când ești cu Dumnezeu împreună, nu ești singur. Când ai pe Dumnezeu, oriunde te găsești, nu ești singur că ești cu Dumnezeu și cu Sfinții Lui. Eram odată la seminar și am făcut un pelerinaj la Vâlcea, era un episcop bătrân
Pe Sfințitul Iosif la Vâlcea și ne spunea într-un cuvânt scurt de învățătură: când veți fi preoți, să nu vă întristați dacă veți avea puțini creștini la biserică. Uitați-vă bine că acolo în biserică îți plin de sfinți și plin de îngeri. Dragii mei, sunteți dumneavoastră câțiva aici, dar să știți că-s mulți de tot aici. Aici sunt cei pe care i-ați adus în rugăciune, toți cei dragi ai dumneavoastră. Și o să-i avem și pomenice pe unii dintre ei. Dar aici sunt și cei din lumea de dincolo, părinții, bunicii, frații, surorile, din lumea veșniciei, sunt și ei aici cu noi. Și toți se bucură împreună cu noi și mai ales cu dumneavoastră, care ați venit să faceți această jertfă de a veni la Sfânta Mănăstire. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru seara aceasta. Și dăm slavă lui Dumnezeu că ne-a dăruit sănătate. Și o să vedem fiecare dintre noi când Dumnezeu ne va chema la El, cum l-a chemat pe Ioan Botezătorul. Că nu era în vârstă. Abia a trecut peste 30 de ani. Mai putea trăi. Dar aici s-a încheiat misiunea. Și că nu vă supărați niciodată când vedeți pe careva dintre prietenii sau rudenile dumneavoastră că îi cheamă Dumnezeu la el. Înseamnă că și-a încheiat misiunea aici pe pământ și îi cheamă Dumnezeu la cer. Și aveți în vedere cu ce moarte îl preamăriți pe Dumnezeu. Cu moarte îi slujim toată viața lui Dumnezeu? Sau cu moarte slujim semenilor ca să dați bine la cei din jur? Ca să aveți un serviciu mai bun, ca să puteți avea mai mult și mai mare salar? Păziți-vă de aceste lucruri și fiți totdeauna smeriți, că Ioan Botezătorul a fost smerit. Nu sunt vremni să-i dezleg cureaua încălțăminte. Să nu ne dăm mari, să nu fim mândri. Mândria e păcat de moarte. Celui mândru Dumnezeu îi stă împotrivă. Realizați aceste cuvinte, ce înseamnă Dumnezeu îi stă împotrivă. Când ești mândru, ci neauș. Ce ai ca să nu fii primit, spune Sfântul Pavel? Ai ceva datorită ție? Noi ne lăudăm că avem școli, avem facultăți, avem relații, dăm telefoane, rezolvăm probleme. Dar fără mine nu puteți face nimic, spune Dumnezeu. Orice aveți, dragii mei, și cu aceasta închei, veniți la Dumnezeu, veniți la biserică, veniți la Sfinții Lui, care mijlocesc înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Puneți-vă nădejdea în Dumnezeu. Și o să vedeți că nu există problemă să nu fie rezolvată de Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu nu există, nu se poate. Orice aveți, orice problemă, spuneți-o lui Dumnezeu, puneți-o în mâna lui Dumnezeu. De aceea ați venit astăzi. Așa suntem noi, cerem, cerem și tot cerem de la Dumnezeu mereu. Și rare ori mai mulțumim lui Dumnezeu. Doamne, am participat la multe mormântări. Sunt peste 1200 de mormântări de când sunt preot. Și asta de vorbă cu mulți bolnavi, cu mulți bătrâni. Și am întâlnit bolnavi, suferinți de tot, și aveau zâmbet pe față, pentru că l-aveau pe Hristos, l-aveau pe Dumnezeu.
și știau că dacă scapă din lumea aceasta, din trupul acesta păcătos și pofticios, se unesc cu Dumnezeu și intră în părăția lui Dumnezeu. V-a spus întrebarea oare, de ce cei trei apostoli au spus lui Iisus pe munte la schimbarea la față să facem trei colibe aici? N-au mai vrut să plece acasă, să vină la ei lor. Au gustat pe cât se putea lor din părăția lui Dumnezeu. Să știți, să fiți încuvințați că acolo îi mai frumos și mai bine ca și aici. Să nu vă fie frică de moarte. Să-L aveți pe Dumnezeu și să, când va veni ceasul și vremea, că Dumnezeu și-a încheiat activitatea cu fiecare dintre noi. Noi așa credem. Așa e firesc, după noi, după judecata noastră. Trebuie să ajungem 70, 80, 90 de ani. Eu când eram ca dumneavoastră, unii dintre dumneavoastră mai tineri, și vedeam un bătrân de 70 de ani, măi, bătrână, e omul acela. Și am ajuns la 72. Și nu mi se pare că-s bătrân. Mă gândesc oare ce va vrea Dumnezeu cu mine? Tot mă gândesc că am trecut prin multe și nu-mi place să vorbesc despre mine. Vorbeam cu maica Marina odată, a fost bolnavă pe moarte, cu cancer. Am fost bolnav și eu pe moarte. Și n-am crezut că voi mai putea sluji lui Dumnezeu. Și iată cum face Dumnezeu minuni. Iată că Dumnezeu, dacă are nevoie de noi, dacă vrea să-și continuă ceva din lucrarea sa pe pământ cu fiecare dintre noi, ne mai lasă. Dacă ești de folos familiei tale, dacă ești de folos țării tale, dacă ești de folos bisericii, și dacă voi fi și sunt de folos bisericii, Doamne, mai lasă-mă. Iar când va veni vremea, cheamă-mă și voi vedea ce vei face cu mine. Acest răspuns să vi-l dați fiecare. Că odată și odată vine vremea, nu începe lumea cu noi, nu se termină cu noi. Fiecare dintre noi este de înlocuit. Și a plecat de la mănăstire cu darul lui Dumnezeu, cu gândul de a fi hotărâți, de a pune punct păcatelor și răului din jurul nostru și de a fi smeriți și umiliți, de a fi, pe când ni se poate nouă, oamenii lui Dumnezeu. Să nu căutați să priceți oamenilor, să n-aveți două sau mai multe fețe, că așa sunt oameni mulți astăzi, care în fața televizorului vorbesc frumos și promit, și în realitate îs altceva. E urât de tot să fii fățarnic și să te comporți de dragul oamenilor într-un fel și în realitate tu ești altfel. Așa e de greu să te cunoști pe tine însuți. Încercați să vă cunoașteți. Încercați să coborâți mai adânc, acolo în inimă și în suflet. Încercați să fiți curați în inimă și în suflet și să aveți sănătate sufletească. Că apoi vine și cealaltă, deși trupul-i slăbănou și bolnav, dacă sufletul-i curat, îl mai duce. Că atâta vreme cât îi sufletul aici, în trup, trupul mai merge și mai vine. Dar când sufletul se duce la Dumnezeu, și mai ales dacă e curat și bun și plăcând lui Dumnezeu, faceți acest lucru, dragii mei. Aveți mai multă grijă de suflet ca de trup. În vremurile noastre, economia de piață, nu ne ajunge asta, nu ne ajunge aia. Aveți în vedere când vă sculați dimineața
Spunea cineva, eram tâșnat la băi. Zicea o bunică, mi-a venit să lăcrimesc. Apoi, părinte, dacă 10 minute dimineața stau în genunchi, toată ziua măr și vin, rezolv toate problemele, că Dumnezeu mi-ajută. Nu uitați de acele 10 minute. Sau dacă puteți mai mult. Dar părintele Asenie Papacioc spune așa, să nu spui numai pravila dimineața și seara, ci să ai legătura mereu cu Dumnezeu. Oriunde mergi, orice faci, orice pui la cale, orice hotărăști, orice decizie ai, să-L rogi pe Dumnezeu să-ți dea inspirația respectivă, să poți lua decizie împreună cu Dumnezeu, că niciodată nu greșești. Este greu să iai o decizie de unul singur. În familie, de multe ori, bărbatul, alte ori soția, nu-i bine, ambii împreună. Chiar dacă greșesc, suport amândoi consecințele. Că altfel, dacă nu reușește, ești de vină. Așadar, dragii mei, mă opresc aici și mulțumesc lui Dumnezeu că ne-am rugat împreună în seara aceasta și mulțumesc Maicii Marina, stareța noastră dragă, care ne primește așa cu drag aici la mănăstire, care-i cu zâmbetul pe față o de câte ori venim, care își deschide brațele ei, totdeauna că așa au ales-o Dumnezeu, că Dumnezeu lucrează prin oameni. Maica Marina v-a ales Dumnezeu, cum l-a ales pe Ioan Botezătorul, să-i fie înainte mergător. Și iată că dacă ați făcut mănăstire, dacă Dumnezeu a făcut mănăstire, prin puterile dumneavoastră, iată, am venit atâția și atâția aici la mănăstire și vor veni de-a lungul anilor și vor pomeni pe titlul acestei mănăstiri. Dragii mei, am fost părtaș și eu la zidirea unei mănăstiri la Bogota, vreo 4 ani acolo pe șantier. Și primul ram în 2007, eram eu stareț, deși eram preot. Dar din șosea și până la mănăstire, aproape 2 km, era plin cu mașini. Liturghia aceea cu Preasfântul Petroniu a trăit un lacrim de bucurie. Mi-a luat plata atunci. Maică Marina, iată, vă luați plata. Și nu cred că e mai mare mângâiere pe fața Pământului ca și aceea de a vedea că în urma ostenelii, puținei osteneli, că nu noi am făcut, a făcut Dumnezeu prin noi și prin dumneavoastră, că de unul singur nu poți face. N-ai totdeauna în viață ocazie ca și aceasta să faci o mănăstire, să zidești o biserică. Te alege Dumnezeu. Și așa că vă ales Dumnezeu, Maică Marina, și vă mulțumim pentru toată dragostea și bunătatea dumneavoastră. Să vă ție Dumnezeu sănătoasă, măcar până la 90 sau 100 de ani. Și așa zicea Preasfântul Ioan, fie iertat, că sunteți ca un prim-ministru. Să vă dea Dumnezeu putere, să fiți, să ne conduceți pe calea care duce spre cer. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Să vă mulțumim.